Oh, Tuna! Tiens, poule. Salut, sunt Andrei și am sinu un drept și bine v-am găsit la încă un episod de Daily. Înainte de a începe, nu uitați de butonul de like, butonul de subscribe. Sunt o persoană simplă, la fel ca tine. S-a dus pe pulă. Daily, tată, ce vrei, mă? Așa trebuia pe fundalul cu ăla. Bă, da, fratele, cu și am găsit la un nou episod de Daily. Astăzi împreună cu Andrei facem Daily 17 și îmi place cum se mișcă de pila asta. Dacă sunteți alături de noi, Alex, trebuie să apăsați doar like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal. Nu uitați să-l urmăriți pe Andrei, omul cu ture, pe Instagram plus TikTok, care și TikTok acolo știi și verificat. Și să vă uitați la toate dealurile din spate ca să vedeți ce a făcut fratele acolo. Pentru că are o viață destul de palpitantă cu Janet, cu Trap, cu... Hau, pe cine, pe Janet? E prea tare nevastră ca să fac de-astea, dar dacă se îngrașe vreo 20 de kg, cred că vorbim un pic pe Instagram. Încă o dată, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal. Mamă, aici că ai dat în putină. În seara asta o să avem un live împreună cu al nostru Conacu. Ca de obicei, n-am mai fost de foarte mult timp la el și după farsa pe care i-am făcut, am așteptări și presupunerea că o să se răzbune, nu? Da, la 10.000 de like-uri o să te arunc în piscină. Niciodată. De la balcon. Nu o să sar. Pe ce trebuie să sari? Aia e faza, te arunc. Nu, nu o să mă răzbun în seara asta, să știți. Nu o să mă răzbun în seara asta. Am eu de gând să fac altceva. Mult mai tare. Dar până una alta, să scrieți în comentarii acolo dacă vreți să mă răzbun și cum v-ați răzbuna voi dacă ați fi în locul meu. Evident, de asta că comunitatea mea s-a răzbunat pe tine. Păi da, dar ce parte ți-ar face comunitatea ta? Mie? Da. Bă, nu știu. Eu știu ce aș face? I-aș da 1000 de euro lui Janet și aș pune-o când e la tine să iasă în p***ul ăla cu blur de la pe cameră direct să văd cum faci. De mă, și cum faci. Nu fac așa până. Cum? Cred că începe tu din tine. Opa! Dar mie nu place de Janet. Ia, nu. No, nu face de azi, da? Da, eu nu pot să fac text pe o persoană până nu o cunosc. Păi și până nu mă cunoște și mi-ai propus. Altă treabă, noi suntem bărbați. Da? Nu poți? Da. Eu așa, pizdă. Tocmai ce-am făcut. Bună ziua. Mișto. Zilește la oameni acolo ceva. Arătați-mi pula! Sau și așa. La piscină de foarte mult timp. Asta înseamnă vreo 5 ani. Mi-e frică de apă. Hai să intrăm la apă. Nu mă pinge! Cristi, nu fă de astea! Îmi bate inima. Normal că bate, că dar nu e mort. Conacule! Nu da, bă, te ești nebun, cum să dai cu aia? Ia, ta gata. Fiți atenți, am o propunere pentru voi. Dar să not puțin mai aproape de voi. Deci, în seara asta... E rece apa! În seara asta eu și Conacu o să dezbatem niște subiecte foarte ieșite din comun. Din punct de vedere degringolat și epicuiativ. Alex nu știe aceste cuvinte, pentru că acum Cristi se gândește foarte mult oare de ce s-a întâmplat treaba aia de ieri. Pentru că înainte de a veni cu acel mi-a spus că bă, Andrei, ai grijă pentru că Alex știe. Și mi-a zis că bă, nu știam la ce anume să mă refer, pentru că el mi-a zis momentul ăla în care Cristi a știut. Bun, o să-i dăm frumos o tură până la magazin pentru că trebuie să-i cumpărăm ceva Pampers lui Conacu. S-a lăsat aici ghinionul și noi am călcat în el. De care vrei? Ce pandative dorești? Al tău, sfințenie, spune-ne. Aș vrea dacă se poate un... Ce dorești? Ce mă? Ești un prezervative să nu te doară curul de seara. Opa! Opa, limitat! Oh. Deci, hai să mergem Opa, limitat. La magazin și ne întoarcem după aia.
mănâncă așa cu trotineta. Este tot toți copiii după strescă, gen sunt de la mine, deci ești mărcuț. Salut. Mi se par fane așa cum ești după strescă. Ce reprezintă mașina ta? Mașina mea e ciobănă german, are bodniță. Ce reprezintă? O cheamă Veronica, eu Skoda 1.9 TDI și m-a scos din toate borcările posibile. Mi-a sărit o pietricică și a început să crăpească, vezi? Ce? A, secția la mână, las, n-are nicio treabă. Una pitică. Da, 1.9 TDI, 260.000 de kilometri și ce să zic. E tank. M-a scos din aluat pe fundulea de ploua torențial de 2 ore. Era nămol atâta că nu aveau pietrici nimica și rămăsese dastă, rămăsese 4x4 range acolo. Până l-am ieșit cu echipul și acum proiectul. Dar nu înțelegi nimica din el. Era filmat din dreapta de la șofer. Și eu eram gen, haide! Și când am ieșit de acolo și m-am făcut, da bă! Am volat. Era să cadă în gârlă, mai era un metru până la întâlnice. Am urcat panta și am început mașina să cadă într-o parte. Am dat max în dreapta, accelerație interioară, doi cu spatele, am urcat și cu spatele. M-a scos de multe căcaturi. E flora mea. Și acum vrei să ții un X6. Da. De ce vrei să ții un X6? Că-mi place mie, pofta inimii. Ah, te-ai gândit vreodată că îți plac bărbații? Da. Ai avut momente? N-am încercat. Dar ai avut momente? Ai fi tu primul. De ce? Că n-am dinți? Îmi place că e gaură între dinți și carne. Da, despre asta vorbeam. Vreau să fac mereu, nu vreau să fie mereu despre mine. Stai mult. Da, direct. Da. Și eu. De așa fac. Oh, nu cred. Arată-mi pula. Nu mai vorbi urât. Că poate nu știu de cine și-a dat tine și să nu zică ceva. Ce? Abține. Cu ce? Cu... Zici tu, opa. Arată-mi pula. Și mie și ție. Hai, vamos. Hai să-i dăm. Vamos, ne vedem pe live. Mersimul de Iwanșmecher Natalia Petrov, mersimul de Iwanșmecher Cocaine. Aolo, uite-te în chat-ul ăla. Bă, ești nebun? Mihai Daniel. S-a terminat G-Easy, bă, băieți. Ce? Da. Lasă, rămâne așa. Palma aici. Așa. Așa? Nu-i face absolut nimic, ok? Nu dă cap. Bună. Lasă un pic, stai. Nu-i faci nimic. Poți să mănânc? După ce... Hai, lasă, stai. Oh. Te salut, Dani, vă salut și eu pe voi. Mă bucur foarte mult că sunteți aici. Opa! Raluca, ești datoare cu 10 euro. Așa se trece mai departe. Nico, ești datoare cu 10 euro. Adrian, ești datoare cu 10 euro. Eu nu ești datoare salut. Cu 10 euro. Colago, Deliu, tată. Am ajuns și noi acasă de la live-ul Conacu. Într-adevăr, suntem în a doua zi. Am fost rupți în gură și de aceea nu am mai filmat ieri nimica. Dar acum reluăm și facem outro-ul pentru Daily Vlog cu primul, pentru că astăzi facem altul. Deci suntem Daily in Daily. Bun, sper că v-a plăcut acest mic vloguleț. Nu uitați de butonul de like și de butonul de... Nu uitați de butonul de like și de butonul de subscribe, pentru că ne va ajuta foarte mult și pe noi în continuare. Puteți găsi pe mine și pe Cristi pe Instagram, Omul cu Tourette și Looktrap. Nu uitați să zâmbiți, pentru că asta este cel mai important. Aveți grijă de voi și ne auzim în Daily Vlog-ul tău. Vă pup, bă! Pa! Primate grele și m-am descurcat, au de cu mulți ani și eu m-am enucat. Mulți m-au luat de broș.
și mi-a spus să renunț. Și atunci m-am gândit că am să-i denunț. M-am lăsat de școală și am renunțat. Viața nu e dată nici atunci când e sărac.